Vă salut, eu mă numesc Andrei și fac parte din echipa Fashion Gadgets. Pentru mai multe modele de acest gen, puteți intra pe site-ul nostru fashiongadgets.ro. În episodul de astăzi o să vă prezint unul dintre cele mai unicate modele de trotinete electrice existente pe piață. Mai exact, în România, noi suntem singurii care avem așa ceva, comercializăm așa ceva. Această trotinetă din fața noastră, mai exact, are 8000 de W și o baterie de 50 de amperi. În partea frontală are un design foarte ergonomic, din punctul meu de vedere, și foarte ușor de utilizat de către orice persoană, indiferent de vârstă și aptitudini în studii. Este foarte ușor. El se pornește cu chei, ca la mașină. Este dotat cu faruri, semnalizări pentru siguranță în trafic și în orice fel de faruri. Farul LED și 5 la număr. Iar pentru o vizibilitate mai bună în trafic, este dotat cu așa zisele lumini ambientale. Ele sunt de sus până în jos și luate împrejur platformei. În fața noastră avem un model de trotinetă electrică, RealMax pe nume, de 8000 de W. Această putere este dispersată pe două motoare, unul frontal și unul în partea din spate. Ea este dotată cu o baterie de 50 de amperi, care are o autonomie de aproximativ 100-140 km în funcție de stilul fiecăruia de condus. Iar acum, marea majoritate dintre voi o să mă întrebați, bine, bine, dar atâta putere, o viteză de 100 la oră, care poate atinge, ce categorii trebuie ca să conducem așa ceva, o bestie de genul ăsta? Ea se încadrează practic ca fiind motocicleta. O să vă spun foarte simplu, ca să vă liniștesc la aceste obiecții, că nu vă trebuie absolut nimic. Nu vă trebuie nimic pentru că ea se poate limita foarte ușor la viteza maximă de 25 la oră și se poate circula foarte frumos pe pistele de biciclete special amenajate, unde există. Această trotinetă există din simplu fapt cum există și mașinile puternice, gen cum ați auzit poate de Maserati, Lamborghini, care ating viteze mult peste cea legală, adică peste 300 la oră, ca să fim mai exact. Așa este și în cazul de față. Iar chiar dacă poate merge cu 100 la oră, nu e nevoie să mergem cu 100 la oră. Trebuie să mergem cu viteza legală, 25 la oră, că se poate limita. Deci, practic, cu această trotinetă putem circula pe drumurile publice cu viteza legală de 25 la oră, pentru că se poate limita. Dar în cazul în care noi dorim să mergem cu viteze mai mari și să avem un surplus de putere, îl avem disponibil întotdeauna. Această viteză și acest surplus de putere le putem folosi foarte bine în drumul de off-road, din afara localităților sau în zone special amenajate pentru așa ceva. Referitor la sistemul de suspensie, mai exact cel față, el este dotat cu furcă dublă, exact ca la motocicletă. Tot vorbeam mai devreme de motociclete. Acest sistem este special gândit pentru a amortiza cât mai bine denivelările din asfalt și din off-road, dacă o folosim în acest sens. Pe spate, tot la fel, este dotat cu un sistem de suspensie dublu, hidraulic, cu arc și amortizor, pentru cei cunoscători în domeniu. Pe spate, după cum se vede, avem roata de 13 inci, fără cameră, exact ca la mașină, iar în interiorul acesteia este amplasat și motorul de 4000 W, unul dintre ele. RealMax are sistem de semnalizare LED și sistem de frânare hidraulică EABS pe disc dispus față-spate. Acest model din fața noastră este dotat cu sistem de pliere și acum o să vă arăt exact cum se pliază în câțiva pași foarte simpli. Cam așa se pliază. Iar pentru efectul invers, avem aici o simplă siguranță, o acționăm în jos și ea se desface foarte ușor. Acest model este dotat cu stop frână LED pentru a ne face cât mai vizibil în trafic atunci când ne oprim. Referitor la partea cu accesorii, ea este dotată cu o borsetă, cam așa arată, și avem câteva mici unelte în ea. Suport telefon, o serie de imbusuri și telecomanda pentru controlul luminilor ambientale LED, care se pot face pe orice culoare. Un alt accesoriu care este inclus este șaua, după cum se vede. Ea se montează foarte ușor, cam așa am simulat. Dacă doriți să fiți la curent cu noile promoții, oferte și noile modele care vor apărea la noi în magazin, ar trebui doar pur și simplu să-mi dați un follow pe Instagram și Facebook.